Salutare tuturor și bine v-am găsit la episodul cu numărul 2 din Sirlens de Farm Simulator 2015. Astăzi ne vom continua muncile pe aici pe la fermă și să încercăm să facem câțiva bani pentru că aș vrea să-mi luăm câteva animale și o să-i dăm la asta să facă automat aici treaba și la asta micu. La fel o să-i dăm să termine aici terenul sau de semănat pentru că nu mai are mult. Iar nu ne-ar mai trebui un tractor ceva și de aceea aș fi vrut să fac un mic împrumut la bancă. Avem 4635, hai să facem un mic împrumut, dar mai întâi de toate vreau să fac tractor sau un de împrumutul ăsta. Mizoa agrostar ăsta e foarte bun, pe de 50.000. Să vedem și mă enervează clicul ăsta, cred că o să o pe filmare. 152.000, dar nu am ce face cu el. N-a nicio șansă, are 100 mile. Dăm și noi așa ca să mergem la prima pagină. Deci a costat 51.000. Hai să facem împrumutul. Să vedem dacă ne permitem să scoatem atât. 54, ok, e de ajuns. Am scos 50.000 din bancă, o să-i dăm înapoi, deci o să muncim să dăm banii înapoi și ne cumpărăm agrostar. Ok, îi dăm să-l aducem acasă direct, să nu mai stau să mă ducă după el să-l iau. Și cam așa arată agrostarul nostru. Asta e un mod de când a apărut Farming Simulator 2015, normal, de când a apărut jocul, deci nu e de acum a apărut. Și eu căutam remorca noastră, care adineauri era aici, acum văd că nu mai este. O să-i dăm și stați puțin. O să. Unde ești? Deci nu mai găsesc remorca. Stați, o să dăm mâna tu. A, remarca asta e chiar lângă combine. Am uitat. M-am dat cu alte astea și am uitat că remarca asta e chiar lângă combine și avem greu în ea, deci o să putem să-l ducem. Numai să nu mă încurce pe mine combine. Da, nu cred. It's ok. Hop. Agrostarul ăsta e bun care are frâne ca lumea. Și ne apără și nouă opțiune să dăm atașare. Și să mergem cu el la bază. O să mergem să umplem remorca ca să facem 100% și după aceea o să-l ducem la bază. Dar mai întâi o să vreau eu să mă uit să văd ce prețuri avem noi aici convenabile. La bal, pentru că bal ne vine în remorcă. 711 euro pe tonă la aia, tot 711 și la ștanțe. Da, apare în peste tot, este 711, unde e mai convenabil. Deci avem la, așa aici, nu știu să pronunț, deci nu o să pronunț numele ăsta ciudat, pentru că nu mă pricep să pronunț numele ăsta. Și o să mă fac de râs degeaba, deci nu o să pronunț. Și la grain elevat. Ce știu să pronunț, o să pronunț, ce nu știu, nu o să pronunț. Deci avem așa, grain elevator, este jos de tot și ăla cu B e sus. Cel de sus e, dacă nu mă înșel, moarea aia frumoasă unde este și poza pusă, dar la grain elevator mi se pare că avem tren și o să putem să luăm bani dubli pe tren. Și ce așa avem ce să facem? O să mergem la grain elevator să-l ducem. Deci hai acolo. O să ne mai și plimbăm și între timp o să mai povestim în video asta ce am mai făcut eu. O să luăm și noi pe aici. De fapt mergem, nu luăm. Nu luăm nimic decât mergem. Și știu că de încărcat o să încarc aici. Ok.
Noi avem 8 tone în buncărul ăsta de aici, deci este de ajuns și o să dăm și noi un R. Jebem. Ne-am umplut. O să dăm un C. Și pe hartă o să mergem... O să mergem pe drum, o să facem stânga, o să mergem pe drum și ne mai uităm pe hartă. Ne asigurăm și noi că așa e frumos. Și pornim la drum. Da, cred sau sper că o să observați o calitate mai bună a videoului. Am găsit un program care să filmez și un program bun să randez. Vă dau un sfat, dacă vreți să filmați cu OBS-ul. El este bun ca program, doar că vă cer un calculator super, super bun și calculatorul meu nu este super bun. De asta video cu numărul 1 a avut foarte mult la gând, m-am uitat și eu, dar nu am avut ce să-i fac și am vrut să-l postez pentru că v-am zis, timpul meu e limitat și nu pot să... nu puteam să mai fac încă unul. Și de asta s-a văzut așa, dar acum filmez cu Bandicam. De fapt Bandicam, am vrut să zic, mă scuzați. Și pot să vă zic că sunt foarte mulțumit de el, sunt încântat și eu acum nu am lag, doar că mașina din față nu știu ce merge și a zis că merge între pistoane. Pot să vă zic că sunt încântat de el, filmează chiar super bine. Bandicam-ul nu ai nicio treabă cu lagul. Uite, acum am 30 de fps, acum am 27, spre exemplu. Deci fluctuează, dar el îmi scoate video super, super bun. Sunt foarte încântat de el. Iar de randat am un program care, nu știu, nu sunt chiar așa mulțumit de el. Dar eu zic că își face cât de cât treaba. Acolo trebuie să mă asigură. Da. Data viitoare. Eu zic că își face treaba. Este vorba de Adobe. Acela... Asta pe limba. Pa, de CR6 sau ceva gen. O să vă las linkul în descriere de la nume și de la Bandicam ca să puteți să le luați și voi dacă vreți să vă faceți video sau să filmați. Și o să vă las în descriere numele programul care filmez. Nu avem mult. Ah, drept înainte și o să vedem filmul. Super tare. Da, o să vă las să deschide, nu mai știu, deci știu că e un Adobe, dar nu mai știu, ceva cu Pro. Hai, în fel. Și... știu că zic prea multe șiuri, dar, v-am zis, sunt încântat de bine. Eu, în programul ăsta, nu o să mai randez, pentru că îmi este foarte ușor filmez. Dacă vreau să pun pauză, programul are în sine pauză, pui pauză, după aceea când dai play, pornește exact, nu trebuie să mai unești tu videourile, pornește singur exact de la timpul de unde a rămas. Deci nu trebuie să mai dai tu play sau ceva. Pornește singur. Și eu am găsit drum. O să-mi facem aici. Facem așa. Și bine, gata, am întors. N-a văzut nimeni nimic. Nu m-am realizat că pe aici să mă duc. De fapt, am realizat, dar mi-am dat seama pe unde. N-am jucat niciodată Farming Simulator cu sensuri geatori, deci e ceva nou și... După câte văd eu, s-au toată să-mi fi luat o țeapă de aia mare, că văd că aici nu e niciun tren. Și cam da. Da, să mai întâmplă. M-am gândit că este trenul, să vă arăt și de ce. M-am gândit că avem tren aici. Să dai aici pe nou. Dacă vedeți unde este Emilu și cu cealaltă de vândut, pentru că nici la asta nu se pune numele, sunt niște linii așa și m-am gândit că este calea ferată, dar nu este, pentru că aparent pe mapa asta avem și tren, dar mi se pare că e la Transport Company, acolo este trenul și de asta nu am fost aici. Dar oricum am meritat să ne primăm până aici, am mai vorbit. Și o să parchez puțin tractorul ăsta aici și vreau să văd ce fac și tractorul ăsta între. Ăsta aproape a terminat, nu mai are. Ăsta mic aproape a terminat. A, e ok, până ajung eu acasă termin și idei. Și o să din nou într-o, văd că vine ăla, dar cred că am și-o timp să mă bag, hai că am. Și v-am zis, sunt foarte mulțumit de Bandicam. Nu credeam niciodată că să zic chestia asta, dar chiar sunt mulțumit de program. Își face treaba foarte, foarte bine, zic eu.
Asta cu boboroza lui vine pe aici după mine și mă enervează. O să-l depășim. Bun. Cred că se mai aude ocazional volanul când trosnește așa, nu știu de ce face asta, că volanul este, să zic, ieftine. Au un arc care le trage înapoi la punctul mort când cotești și are o direcție mai grea. Pe când cele scumpe, cum ar fi Logitech-ul, dacă îl lași cotit undeva, rămâne acolo, deci nu se dă singur la punctul mort. Și cred că ăsta e dezavantajul volanului ăsta ieftin, că ele în principiu ar cotit la fel de bine, aproximativ, ca unul mai scump, dar are chestia asta cu arcul care îl trage la punctul mort și de asta se întâmplă și chestia cu volante când faci așa, când se zguduie sau când nu o să poți să o cotezi bine din cauza la arcul acela. Și vreau să vă zic că am reparat cât de cât volanul nu mai vibrează cum vibra, dacă vă aduceți aminte, în primul episod, și eu aici trebuie să mă duc în sus. Așa. Nu mai vibrează așa rău, dar că acum a început să scârțe. Și sincer nu știu din ce cauza este, pentru că nu m-am mai jucat cu el, nu m-am mai jucat nici Eurotrack-ul, nici un joc în care să-l solici și el acum a început să facă sunete de astea urâte. Dar nu cred că o să aud așa tare pe filmare, pentru că nu facem întotdeauna și o să vă obișnuiesc cu el până o să ajung eu să-mi iau un microfon mai bun. V-am zis, o să încerc să fac cât un video pe fiecare zi, încerc să mă țin de treabă, nu o să vă dezamăgesc, vă promit eu asta. Și nu am o oră în care postez videoclipurile. O să apară videoclipurile când o să post, să le încarc pe canal, atunci o să le vedeți și dumneavoastră. Sau voi, hai să spunem dumneavoastră. Și atunci o să le vedeți, eu nu o să pot să încarc la o oră fixă pentru că v-am zis, am un program la muncă foarte, foarte ciudat. Și mă ajut și aici la mine la bază. Uite ce tare e chestia cu grâu, cu spicul de grâu. Mapa e interesantă, mie unul îmi place, e așa mai, are un aspect așa de vechi, dar e frumos, mie unul îmi place. O să las aici pentru că o să vreau să mai facem o cursă, dar mai întâi vreau să mă uit să văd dacă au terminat. Gata, boss? Am intrat în el chiar că n-a terminat de semana. Și acum să ne mutăm și la terenul Salantul, cu toate că semănătoarea asta e laibii de mică, nu mică. Nu vedeam unde este capătul locului. Și o să semăn tot barile, adică tot grâu. Sau cel puțin, ăsta cred că e grâu și nu e să mă uit. Deci nu sunt sigur. Mereu le încurc astea două. Barley, ori înseamnă grâu, ori înseamnă words. Dar mi se pare că barley e grâu și weed-ul e... Ba nu, mint. Asta am greșit eu. Deci la față am fost la aer. Weed-ul este grâu și barley este words. Deci uitați tot ce am spus acum. Uitați. Și mie aici asta s-a băguit. Stați, mă. Așa. Mi s-a băguit chestia asta de... cum se numește, de pilot automat. Când, în cazul la volan, dacă vă uitați în dreapta acolo în colț, vedeți, am 36. Și eu din ori aveam 2 și ăsta, pilot automat, dacă eu îi dau pe 2, el merge cu 2 la oră, cu cât vreau acolo. Dar acum la 36 merge cu viteza maximă, cu cât poate el să se semene. Și ce l-am dat terminat? Nu, mai de puțin, dar o să las așa. Și să vedem dacă mai apucă repede să mai facem o cursă. Nici nu știu cât am filmat, v-am zis, ca de obicei, uit să pun un... un timer și o să luăm canal. Bun, și o să ne uităm unde s-o duce. Doar la început, canola la acolo sus e 10.057, nu știu ce am astăzi, 1.057 la grain elevator. Păi se pare că o ducem aici aproape ca să terminăm rapid.
O să ducem sus, la, în colțul în dreapta, la BAKRY. Și o să vedeți ceva foarte, 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 foarte super acolo. O să mă duc, cum mă duc eu până acolo mai rapid. Am un drum. Pe la mine prin bază văd că este un drum în spate. Hai pe acolo. Ok, o să schimb mapa aia pentru că e enervant. Și drumul ăla este... O să tai puțin aici, sper că nu se sper nimeni, sper. Drumul este chiar pe aici. Și să-i dăm puține... puțină bătaie. Dar eu am descărcat tot ăla de nu mai am sau care e faza de... Oh! Înseamnă că remorca asta este cât de cât mare. Și o să facem și... Uite așa. Da, ca și micheri. Hai să mergem la treaba noastră. Știu că în episodul ăsta cum m-am plimbat și am făcut și o gaură mare în buget, adică am făcut un împrumut. Și nu-mi place deloc ce am făcut cu împrumutul ăla când l-am făcut, dar nu aveam altă alternativă, trebuia să așteptăm după tractoare până semănam și până discuiam și la o groază de timp, deci mai bine așa. Și după cum mă știți pe mine, eu nu vreau să tai culmile, deci o să mergem așa mai legit pe drum. M-am aplicat pentru că mi se blochează firul de la microfon. Are un buton pe de unde reglez volumul la căști și opresc sonorul. Iar ăsta se agață în marginea aceea de la scaun și nu reușesc să-l desfac și mă aplec puțin și cred că s-a auzit urât. Nu e ceea ce vin zoole, s-a auzit urât microfon. Dar o să mai pe filmare, sper că nu s-a auzit. Să intrăm și noi pe aici, să ieșim pe partea întâi, că o să ieșim pe drumul acela de țară. Să încetinim și noi ușor. Așa. Și încă locul cel mai place mie la Gold Edition este, uite, chestia asta. Adică, te aștept să faci ceva și... Uite. Deci asta nu-mi place. Eu cred că era ușor să fac acolo, să poți să cazi în jos. Nu știu, adică, într-adevăr, pe unii poate enerva, dar nu știu, mie îmi plăcea să pot să cad în jos. Cum să stai cu rotaia în aer, adică, na, nu e realist, da? Asta este. Mulți avem așteptări mari de la cei de la James, dar se pare că nu, ei nu le ascultă pe noi. Și aici este un dâmb cam mare. Și uite ce frumos face tractorul. Op. Bun, și să vedem pe unde ne întoarcem acasă. Că v-am spus, nu prea am jucat pe harta asta. Da, o să mergem înainte. Nu prea am jucat pe harta, dar o să mă orientez rapid, fac repede un drum în cap și ajungem acasă. Și sigur, exact când ajungem noi, a terminat și cel... și ziatorul acela, fără greutăți, fără, doamne, fără laterale pe față de discuit. Și tot mai bine, pentru că după aceea putem să-l punem pe bară până domnule pe timpul rapid să semene cel mic. Și am mai observat ceva. Chiar acum video am observat, m-am uitat în sus. De ce mi s-a dat mie timpul pe ori 15, nu știu. Chiar habar n-am. Până acum nu făcea chestia asta. O să ducem tractorul ăsta în bază. Pentru că în episodul viitor o să vreau să mă aduce câteva remorci. Dar vreau să vă întreb pe voi, vreți să duc eu off camera, să duc remorcile, să nu mai vedeți voi în video când mă plimb eu degeaba? Sau vreți să fac tot un video, să nu fac nimic off camera? Asta rămâne mai numai la decizia voastră, nu o să fac nimic fără să ne ziceți voi. Sper că
Sper că o să vă placă episodul ăsta. O să ne uităm acum să vedem ce a făcut ăștia aici. Asta a terminat, eram sigură să-l ducem și pe în bază. Nu știu cât de lung o să fie episodul. Dacă o să fie prea lung, nu mă supăr. Vreau să fac episoade lungi. Și te-am văzut o chestie. În AgroStar nu am lag pe aici. Chiar nu avem deloc. Avem 35-36 de FPS, dar în vizitorul ăsta din Gold Edition văd că pe aici am 29-30. Să fie cumva un pic de lag de la modurile astea noi? Cam dubios. O să-l parcăm aici. O să fac așa. Și să-l bag aici pe spate. Oh, bă. Uite așa. Asta nu pare frate. Bun. O lăsăm și noi în jos. Și decuplăm. Și ne dăm alea mai în față. Uite așa. Bun, ăsta mică își face treaba aici, dar o să-l opresc eu acum. Și o să mă dau jos din el. Și o să vă spun că cam atât cu episodul ăsta. Ne vedem data viitoare și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați și mie un like, să vă abonați la canalul meu și pe data viitoare. Pa!